câteva lucruri importante ce se petrec în perioada următoare, cu banii ce vor exista, poate și cu sprijin de la nivel european prin programele pe care le aveți. Mă refer la reabilitarea monumentelor istorice. S-a discutat mult și pe bună dreptate, aș zice, în România, despre felul în care am avut grijă de tot ceea ce înseamnă patrimoniu până la urmă, da? Monumente istorice, biserici excepționale. Mi-a trecut prin minte Voroneț acum, de exemplu, cum s-a degradat în timp și câtă grijă nu s-a avut de mănăstirea respectivă. Mă pot gândi la monumente care au fost îngrijite greșit. Știm foarte bine Poarta Sărutului, de exemplu, care a fost aproape distrusă. Au fost multe greșeli făcute în România. Ce faceți în continuare? Cum puteți remedia? Ce se mai poate reabilita? Ce se mai poate păstra? Totul se poate reabilita, dar problema a fost una de sistem, aș putea spune, pentru că, sigur, pe zona de biserici, pe zona de stat, a problemei, pe zona patrimoniului statului, noi am făcut foarte multe lucruri și chiar am semnat al treilea acord de împrumut cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, care va face posibilă restaurarea Muzeului Național de Istorie, care, mă rog, e o pată urâtă pe obrazul Ministerului. O să refacem Vila Florica, o să facem operă de la zero la Iași. Noi cam ce avem în patrimoniul Ministerului Culturii s-a făcut. Teatrul Național, Palatul Culturii de la Iași, sunt foarte multe lucruri făcute. Teatrul de la Craiova. Singurele lucruri care nu sunt în controlul Ministerului sau n-au fost la modul cum ar fi trebuit, a fost modul de protecție absolută în viziunea unora din cei care au vrut să păstreze patrimoniul, lucru care a descurajat violent investiția privată în zona de patrimoniu, pentru că această, cum să spun eu, protecție fără rest i-a descurajat, pentru că nu puteau să mai facă nimic. Cumpărai un obiectiv de patrimoniu și te trezeai în imposibilitatea de a face absolut orice pe acel obiectiv, pentru că erau toți foarte stricți, începând cu modul de abordare a acestei realități de către ONG-uri, gen cele ale unui celebru primar din capitală, și terminând cu modul în care se raportau la aceste lucruri Comisiile Ministerului Culturii. Eu văd lucrurile un pic diferit, trebuie să protejăm, trebuie să conservăm, dar să și dezvoltăm. Și există un exemplu și mă bucur că s-a întâmplat să se aprobe, să se autorizeze noul teatru Grivița 53. Este primul teatru privat construit în România după 75 de ani, care a fost la un milimetru să nu aibă autorizație pentru că se distruge monumentul. Nu se distruge, îi se dă o nouă viață. Se păstrează ce este din monument, altfel ar fi căzut, și dincolo de el, în sus, se construiește ceva perfect asortat zonei și monumentului. Trebuie să ne deschidem astfel încât lucrul oamenii... Lucrul ăsta se întâmplă în străinătate. Sunt, sigur, clădiri fabuloase din care s-a putut păstra, să spunem, doar un colț și în rest s-a, sigur, construit ceva care să pună în valoare exact colțul respectiv. Noi am alungat investitorii prin această strictețe exagerată, iar lumea și-a făcut case mari și frumoase în Pipera și în alte zone ale Bucureștiului și n-au investit în locuri efectiv superbe din București din această frică. Eu sper să dăm o nouă viață acestor monumente, dându-le voie celor care investesc să și dezvolte. În rest sunt banii. Noi am avut o problemă de management la Institutul Național al Patrimoniului, de exemplu, care a avut pe Programul Național de Restaurare 148 de milioane de lei în 6 ani de zile și n-au reușit să cheltuie decât în jur de 60 de milioane, au dat înapoi vreo 90 la rectificări. E incredibil ce îmi spuneți, pentru că de foarte multe ori s-a spus nu sunt bani pentru cultură, nu sunt bani pentru educație. Erau cumva puse lucrurile acestea față în față. Deci sunt bani pentru cultură, dar ei nu sunt folosiți corect, nu sunt... Există un cerc vicios pe care ar trebui să-l facem virtuos. Domnule, am banii, dar n-am oamenii. Am oamenii, dar nu sunt oamenii care trebuie. Nu funcționează așa. Dacă ești într-adevăr dornic să faci ceea ce ești pregătit și ai vocația să faci, bate-te pentru chestiunea asta. Noi am avut în mandatul meu trecut, am lăsat la Programul Național de Restaurare 22 de milioane de lei, iar anul trecut s-au cheltuit 3 milioane.
Deci vă dați seama, la nivelul imens de restaurare pe care îl are România, să cheltui doar 3 milioane. Nu există restauratori? Adică poate fi într-adevăr o problemă există de specialiști? Bun, specialiști în multe domenii lipsesc de pe piața din România. Tind, n-ar fi de mirare. Tind să plece, am avut chiar o întâlnire cu o țară refăcută din temelii, și anume Polonia, și o să schimbăm niște experiențe în ceea ce privește pregătirea restauratorilor și experților. Încă avem și se pot face. Sigur, acum trăim niște lucruri complicate legate de costul materialelor, pentru că din pricina tuturor crizelor nu reușim să ținem pasul cu creșterea. Sper să se calmeze, sper să vedem că există vești bune și în acordurile astea care, mă rog, pot fi un pas cu cerealele și cu ce se întâmplă, pentru că nu poți. Ce pui în proiect azi, poi mine nu mai există. Și e destul de complicat. Noi avem anul ăsta niște bani, avem 10 milioane pentru șantiere, avem 40 de milioane pentru a le angaja pentru anul care urmează. Firește că Ministerul de Finanțe vine și spune, bă, dacă ai cheltuit 3 milioane, de ce încerci 10? Adică arată că poți. Absolut, absolut. Avem un buget de 3 mai mult decât s-a cheltuit anul trecut. Sper să dovedim că putem, iar împreună cu colegii din Partidul Social Democrat și sper din coaliție, să identificăm surse extra de finanțare strict pe patrimoniu. E important, sunt importante operele, teatrele, ele funcționează, au venituri proprii, lucrurile sunt în regulă. Trebuie să găsim o cale de a institui un fond al patrimoniului, acest program național de restaurare, care să funcționeze cu adevărat, și să găsim căi legislative să încurajăm oamenii să investească în patrimoniu și să-i descurajăm pe cei care vor să